Cea mai des întâlnită plantă aromatică la noi este busuiocul sălbatic sau domestic. Diferitele specii sunt vândute în piețele din oraș spre a fi folosite atât în casă cât și la gătit. Cum e ușor de crescut și nu necesită mari bătăi de cap, nu e de mirare că gospodinele îl cumpără pe cel proaspăt și nu pe cel din plic. Busuioc comestibil. La ce este bun, știți? Da, cum să nu, contra molilor, țânțarilor și în diferite sosuri și în ciorbe. Cumpără lumea de obicei? Cumpără. Cum merge plantat, crescut acasă? E ușor de întreținut? Ușor de întreținut. Ce? Udat numai, asta e principală, după ce s-a însămânțat. Nu doar plantele autohtone sunt cumpărate de gospodine. Acolo unde natura a fost mai puțin darnică cu noi, au apărut de peste ocean, dar aclimatizate, și aici alte condimente mai puțin cunoscute. Chili, ardeiul iute, care a luat cu asalt lumea pornind din Mexic, se găsește și în piețele sătmărene. Pentru 10 lei puteți și dumneavoastră avea chiar pe pervazul geamului o bucățică din lumea astecă, unde mai puneți că este și ușor de crescut. Am ardeiul iute care se poate cultiva și în ghivece și e foarte bun și ține mult, toată iarna, până primăvară. Zeci de plante aromatice folosite pe post de mirodenii pot fi crescute chiar acasă în ghivece. Ele nu au nevoie de condiții speciale, așa că devin rapid în bucătărie o alternativă mult mai savuroasă pentru plantele uscate vândute la plic în comerț.